În actuala situație pandemică, conștientizăm cu toții cât este de importantă sănătatea, dar și ca oamenii să beneficieze de condiții moderne în unitățile de însemnătate. După ce a reușit să reabiliteze o bună parte din drumurile județene, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a acordat de asemenea o atenție deosebită și modernizării infrastructurii de sănătate. În ultimii ani, Consiliul Județean, instituție condusă de Aladin Georgescu, a reușit să atragă investiții importante pentru spitalele din județul nostru. Reabilitarea spitalului din Vânjo Mare, închis pe timpul guvernării de dreapta din perioada 2010-2012, este un lucru benefic pentru toți locuitorii din zona de sud a județului Mehedinți, deoarece aceștia erau nevoiți să se deplaseze 10 de kilometri la drobeta Turnu Severin pentru a putea beneficia de servicii medicale. Eu pot să spun că am o părere foarte, foarte bună. Într-un final se realizează ceva în Vânjo Mare. Crezi că e un beneficiu că nu va mai trebui să mergi până la Severin, dacă Doamne ferește? Da, da, este ceva foarte util, fiindcă este aproape și lejer pentru oameni, adică este ok. Este foarte bine, chiar trebuia de mult și plus că sunt oameni de aici în apropiere și era foarte greu să deplaseze până la Severin și... Da, este benefic, mai ales pentru cei în vârstă. Modernizarea spitalului din Vânjo Mare este o investiție de suflet a președintelui Consiliului Județean Aladin Georgescu. Acesta a depus eforturi uriașe pentru ca cetățenii din orașul său natal, dar și locuitorii din întreaga zonă de sud a județului Mehedinți, să beneficieze de servicii medicale la standarde înalte. Am venit astăzi în Vânjo Mare pentru a verifica modul în care se desfășoară lucrările la noul spital care se reconstruiește aici și am constatat că se lucrează în ritmul pe care și l-a asumat constructorul atunci când a încheiat contractul cu instituția pe care reprezint, Consiliul Județean Mehedinți. În perioada anterioară s-a demolat și un corp de clădire care era foarte vechi și s-a concluzionat în urma expertizei tehnice că nu permite să ne mai înălțăm cu încă un etaj. S-a luat această decizie, se va construi un nou corp de clădire cu parter și două etaje. Urmează ca în perioada următoare să definitivăm totuși structura spitalului, astfel încât lucrările să intre în linie dreaptă și să avem în cel mai scurt timp un spital funcțional, pentru că, vedeți, și în această perioadă de pandemie este foarte necesar să ai cât mai multe spitale, să ai spații medicale unde să se acorde asistență medicală. Având în vedere pandemia de COVID-19, nevoia de a accesa servicii medicale este din ce în ce mai prezentă în rândul oamenilor. Tocmai de aceea, modernizarea Spitalului Județean din Vânjo Mare este o investiție atât de importantă. Pare bine, chiar că am nevoie. Sunt bolnav. Spuneți că este un lucru bun și că o să vă ajute. Da, sigur că e bun, nu zice nimic, că o te duce până la orar, întoarce. E foarte bun. Nu va mai fi nevoie să mergeți până la Severin? Șeful Consiliului Județean Mehedinți a reușit să atragă zeci de proiecte și sute de milioane de euro pentru modernizarea a două puncte cheie în viețile oamenilor, infrastructura rutieră și cea de sănătate. Aceste investiții continuă, județul Mehedinți fiind un șantier în lucru.